Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod. Abia am terminat să fac exercițiul de astăzi. Mi-am propus astăzi 200 de repetiții. Precum vedeți, sunt pe aparat făcând aceste exerciții de abdomen și mă gândeam ca și voi să vă apucați de un exercițiu de dimineață. Cum ați putea să faceți chestia asta? Sincer să fiu, eu m-am apucat cu 30 de secunde. Deci 30 de secunde de exercițiu nu o să facă o mare diferență în viața voastră, însă o să vedeți un beneficiu în corpul vostru, pentru că atunci când o să vă apucați să faceți acest exercițiu, o să aveți încă 10? O să aveți o energie în plus, o să vă trezească corpul și atunci când corpul vostru se trezește, o să puteți să faceți cu mult mai multe exerciții decât alea de 30 de secunde. Așa că în video de astăzi mă gândeam să vă spun care ar fi metoda cea mai bună pentru a face un exercițiu. Este să vă apucați. Încercați cu 30 de secunde de genuflexiuni sau de flutări, poate să fie oricare dintre ele, apucați-vă și o să vedeți că nu o să fie 30 de secunde, ci o să fie 20 de secunde, poate o să fie 10 secunde. Însă cu trecerea timpului o să vedeți că acele 30 de secunde se transformă în 3 minute sau 4. Eu am început cu 20 de secunde de tabata, de flutări, 10 secunde pauză, iar 20 de secunde de flutări, iar 10 secunde pauză. Și faceți chestia asta până vă obosiți, până simțiți că nu mai puteți. Și o să vedeți că în ultimul minut o să aveți cel mai mare beneficiu, pentru că în ultimul minut o să aveți niște dureri, însă atunci când durerile acestea apar, o să știți că are un adevărat beneficiu asupra corpului vostru. Așa că eu am să vă las cu această idee de astăzi, de sănătate. Faceți 10 secunde, 20 de secunde, cât de puțin, exercițiu pe zi, până vă obișnuiți să faceți zilnic acest exercițiu. După ce v-ați obișnuit zilnic, măriți doza. Și dacă faceți numai 10 secunde, se pune. Dacă faceți 10 sărituri cu mâinile sus, deci săritură mâna sus, săritură mâna sus, este un beneficiu pentru că vă energizează corpul. Din moment ce corpul este energizat, o să vedeți că o să aveți mult mai multă energie pentru ziua voastră. Vă treziți, nu vă mai trebuie cafea, deci vă spun sigur că dacă faceți orice exercițiu, nu o să vă mai trebuiască cafea. O să vă treziți instant, pentru că orice om somnoros care face un exercițiu, se mișcă, sunt sigur că nu o să vă mai trebuiască cafea ca să vă treziți. Și vedeți, dacă credeți că e un beneficiu sau credeți că e o prostie această chestie, lăsați-mi în partea de jos un coment. Clopoțel știți, subscribe știți. Dacă vă interesează anumite lucruri de sănătate sau hack-uri de cum ați putea să aveți ziua mai productivă, aștept întrebările voastre tot în comentariile de parte de jos. Și o zi superbă vă doresc, iar eu am să trec înapoi la următorul set de exerciții. Pa, pa! E greu. Pe mâine, pa, pa!